Gata. Dintr-o joacă s-a născut un interviu. Ia să vedem. Ce poveste e Sărmnada. asta cu interviu? Ok. Asta a fost ideea Ancăi, după o idee de-a mea mai veche. Da? Nici vorbă, nici vorbă. Ok. Ne bucurăm că suntem împreună. Dar știi de unde mi-a venit ideea? De la mine? Nu. Pot să spun și anul și persoana. Da, bineînțeles. Te rog. Am văzut-o niște ani când ne-am format noi ca și instructori și a venit Ken Coșa și ceilalți instructori din diferite părți ale lumii. Da. Era un cuplu de pakistanezi, tată-fică, Tată îi și ții fică, minte da. că Cum erau să nu? brici amândoi. Păi suntem prieteni pe Facebook și Așa. vorbim adesea. Exact. Și după ce Da. m-am împrietenit, am început să primesc postări de la ei. Și au o emisiune în Pakistan, normal, așa, la o anumită televiziune, nu știu eu, că nu am, așa, în care ea îl intervievează pe el despre metoda Silva. Și mi s-a părut foarte tare, pentru că toate întrebările pe care îi le punea erau foarte la subiect, foarte corecte, adică nu era așa o bâșbâială. Știi cum se întâmplă când te invită cineva la interviu? Iartă-mă, sunt atent la tine, dar mă uit acolo să înțeleg Urechile dacă să se fac. aude, dacă se aude, da? Și pe grupul din ce în ce mai bine unde scrie Zoom, da? Ok, se vede, se aude. Așteptăm întrebările voastre dacă vreți să participați la interviu, adică să interveniți, da? Și pe grupul Atelierele Alfa, dacă se aude, se vede și așa mai departe. Da, Da? ajutați-ne, vă rugăm frumos, cu un degețel. Un E ok. degețel, un ceva, da. Se aude până seara, se vede, mulțumim Ah, frumos. super, super. O minunată seară cu voi, da, mulțumim frumos, voi sunteți minunați și pentru că voi sunteți minunați, da, seara este și ea minunată. Eu mă bucur că în această seară o să învățăm toți câte ceva. Noi, de exemplu, o să învățăm ce am putea învăța dintr-un interviu făcut fără nicio pregătire ad hoc, ad hoc în sensul că acum o să vedem ce o să iasă. Da. Ne-am ales tema dimineață, da? Și există și o motivație pentru care ne-am ales această temă, bineînțeles. Dar nu știm cum o să iasă, dragilor. Adică e, live înseamnă... Asta înseamnă live, nu? Păi viu, da. Da, adică ce o nepregătit, ieși, nu... o ieși. E, poate fi live nepregătit, live ad hoc, gen surpriză. Uite Adică, cum, asta e ad hoc. Adică nu ne-am vorbit între noi. Ce adică nu avem un scenariu în spate. Nu, nu avem un scenariu în spate, da. Da. O idee bună, altă dată poate să ne pregătim, voi o să contați, o să fiți primii care ați asistat la așa ceva, da? Între noi doi. La nașterea unui interviu. Imaginați-vă, da? E un fel de... O să facem scene în familie, în public. Da? Edina! Ok. Bun. Ștefana, seara mare. Mai stăm un pic până se strânge lumea? Da. Câte da mai zic câtă lume câte e ceva? Aici? 106 și acolo 38. Asta e bine. Ce vrei să facem? Am ales să facem o transmisiune de pe Zoom ca să putem să înregistrăm, pentru că pe Facebook nu putem înregistra, și să putem să și decupăm filmul. Dacă e să iasă ceva bun, să putem folosi, da, din ideea asta. Da? E ok? Eu cred că e bine. Ia să vedem dacă facem așa. Pot să zic de ce am ales să facem brusc, repede, un să interviu? Ceva bun, să putem mai folosi. Puțin să-l opresc pe sunet. Așa, ca să vedem și imaginea, observ. Dar nu e cea mai bună imagine. Și să vedem aici. Comentariile, da. Uite cum scrie. Da, trebuie să umblu aici. Să editez. Pot să zic? Ce? De ce am ales să facem astăzi? De ce am ales să facem? Pentru că pe atelierele Alfa am făcut în ultima perioadă, am abordat și nu doar pe atelierele Alfa, și în webinariile de la început de an și ultimul webinar de anul trecut, am început să abordăm niște subiecte foarte simple, gen bazele meditației, mituri despre meditație, lucruri simple legate de provocările în timpul meditației,
provocările cu mintea, lucruri bazale, ca să spunem așa, și le-am tot dezvoltat. Mai mult, mai puțin, în diverse, nu foarte organizat, dar am început să le dezvoltăm. Și am primit din ce în ce mai multe feedback-uri. Ultimul și cel mai frumos și plin de satisfacții a fost după ultimul atelier, de la un drag prieten și absolvent, care a spus că aceste topicuri de discuție și aceste explicații pe care le-am adus așa la nivel de, nu neapărat de începător, ci după ce au început să mediteze și să practice stilul ăsta de meditație dinamică, au început să apară provocările și pentru că noi le-am luat așa rând pe rând și le-am explicat și am nivelat niște lucruri, i s-a părut o emisiune foarte utilă, foarte benefică prin utilitatea ei, prin faptul că răspunde la niște provocări pe care încep să le aibă oamenii după ce încep să practice. Și am zis că, uite, dacă sunt atât de bine primite, a fost un feedback foarte specific, am zis să intrăm un pic și mai în interiorul provocărilor și să începem cu lucruri care par simple, dar de fapt ele nu sunt atât de simple. Și iarăși mă bazez pe niște feedback-uri scrise de la cei care au văzut reclamele noastre. De exemplu, oamenii sunt cuprinși de tot felul de îndoieli, de întrebări și așa mai departe, datorită faptului că nu există materiale și nu există experiență în domeniu și nu există o experiență gradată și bine așezată, gen ca la școală. Dom'le, dacă vorbim despre acizi, apoi mă pot duce undeva și să învăț de la baza acizii. Sau dacă vorbim despre tabelul periodic al meu. Sau dacă vorbim despre scriitorii din perioada, nu știu, interbelică. Adică noi am trecut printr-o mulțime de noțiuni la școală, printr-o mulțime de domenii foarte bine structurate, nu comentăm alte lucruri, da. Și dacă vrei, există materiale, există și experiența noastră, există și experiența și există în noi ceva la care putem să ne raportăm, fie că știm mai multe sau mai puține. Ei, în domeniul ăsta al meditației, și de aici vin întrebările oamenilor. Foarte mulți ne întreabă, dar voi de unde știți că la școală în 20 de ani eu n-am văzut niciodată și nu s-a predat niciodată această materie? Și au dreptate, pentru că ăsta este și unul din argumentele noastre. Noi venim cu o expertiză de 20 de ani, eu mai puțin, Cristi, de 20 de ani, 15 ani, nu contează. Nu dintr-o experiență pe care am căpătat-o la școala clasică, nici măcar la școală, dar eu cred că e una mult, nu cred, știu sigur că e una mult mai valoroasă. Am avut șansa să întâlnim domeniul și să întâlnim practicanți în acest domeniu și să practicăm ulterior. Deci școala din care noi provenim este școala practicii. E propria noastră experiență. Da? Nu este o școală în genul clasic. Nu ne-a învățat nimeni la școală aceea, așa ceva. Foarte mulți teoreticieni sunt în război cu noi. Exact. În război. E o contradicție, așa, un conflict. E permanent așa un fel de ego care vrea să fie satisfăcut. Dom'le, dar de unde știu ăștia, dom'le? Dar de unde, dom'le, că și eu aș fi putut să știu. Chiar astăzi am șters un comentariu. Da. Da, un comentariu drăguț pe una din reclamele noastre. A, nu l-am șters, e acolo. Da, este o persoană acolo, o doamnă, după nume doamnă. Nu știm cine e în spatele profilului, da? După numele profilului e o doamnă și mă scuzați că mai pun mâna pe aici, că avem două dispozitive și fără să-mi dau seama acopăr, iertați-mă, vă rog, pentru acest lucru neplăcut. Da? Doamna respectivă zice, da, așa, se vede că se simte că e o ironie și cu așa mă lăsați, aveți cumva vreun CV voi de 20 de ani încoace? Nu, dar ne scriem. Și am comentat și noi acolo că dacă ne lasă o adresă, o să scriem un CV și o să-i trimitem un CV. Da? Acum, ce să facem? Asta e, mergem înainte. Ori ne schimbăm, ori nu ne schimbăm. Ideea este că nimeni nu are această experiență, pentru că faptic, fizic, clar, așa ceva în sistemul de învățământ românesc și european nu există. Sau nu a existat. Că a început să se practice, da,
că va fi din ce în ce mai prezent, cum spune Vișen Lachiani, că în anul 2030 se va preda meditația în școală la orice nivel, nu? Da. Da? Așa? Da, e un lucru de viitor și mi se pare minunat că suntem niște pionieri, ca să zic așa, în domeniu. Și noi și alții categoric. Exact. Nu doar noi. Na. Da. Dar? Recunosc că m-am cam săturat să fiu pionier. Eu n-am scăpat să fiu pionier. Mie îmi place ca la școală, pionier. Eu n-am scăpat să fiu pionier. Toată viața mea am fost pionier. Deși s-a terminat cu pionieratul, eu am rămas pionier. Da. Oare absolvenții Silva de pe grupul Atelierele Alfa nu sunt și ei niște pionieri? Nu știu, poate că nu mai vor să audă despre pionieri. Da, da, sunt niște pionieri. Eu cred că sunt. Eu cred că orice practicant este un pionier. Exact. Da? Orice practicant. Pentru că e vorba despre... Și aici mă refer în special la ce facem noi, meditația și antrenamentul mental. Pentru că practicând meditația și antrenamentul mental, deja te desprinzi de mulțime. Deja îți folosești mai mult mintea și într-un mod special. Accesezi mai mult din mintea ta. Accesezi mai mult din potențialul tău uman. Prin minte. Atenție, prin minte. Pentru că putem să accesăm potențialul uman și în afara minții. Zici. Dar e inconștient. Da. Adică totuși e cu minte inconștientă. Da. Da, știi ce vreau să zic? Știu. Da? Și apare un download așa ceresc, ca să zic, și atunci tac. Potențialul uman s-a exploatat. Cum e în vise? Cum e în vise, de exemplu. Dar și acolo se folosește o parte din mintea subconștientă, da? Vorbesc doar de faptul că folosindu-ți conștient mintea, așa cum foarte puțini oameni fac pe planetă, părerea mea în momentul ăsta, fac foarte puțini oameni asta. Pentru că nu sunt conștienți. Ei funcționează mai degrabă automatizat. Și felul în care ei reacționează, pentru că cei mai mulți sunt puși pe modulul de reacționat, de a reacționa la ce? La orice. Reacționează la temperatură, reacționează la ce îi spune cineva, reacționează la o zi obișnuită, reacționează la calendar, reacționează la știri, reacționează la vreme, la orice. La orice. Ei reacționează. Ei răspund, pare că funcționează pe ceva conștient, nu, dar funcționează pe niște modele deja încărcate și programate, care s-au încărcat și programat sau prin repetiție, și atunci e iar, nu o să fie frig. Bă, gamea, și iar o să fie frig. Bă, ne-am săturat de frigul ăsta. Dar dacă nici iarna nu o să fie frig, când o să fie frig? Dacă vara o să devină frig, atunci eu să reacționeze pe modelul e vară, e frig, am pus-o, frate, e nasol. Cu alte cuvinte, mintea asta este cameleonică. Nu, e automatizată. Poți să pui mâna pe minte. Vreau să ne întoarcem. Adică, tu explici niște lucruri foarte corecte despre minte, dar omul acum, dacă e de acord cu tine și zice, da, domne, chiar așa, sunt unele chestii la care reacționez și doar reacționez, nici nu apuc să mă gândesc cu mintea mea, oare cum o fi. Aș vrea să ne întoarcem un pic la minte. Și nu acum știind atâtea lucruri câte știm despre minte, ci la cum eram noi mici. Mici, pionieri. Înainte să învățăm aceste lucruri despre minte. Îți mai aduce aminte? Ce credeai tu că e mintea? Ce știam noi despre minte? Cum lucram noi cu mintea? Dar unde ai trăit tu? Eu n-am auzit despre minte decât că bagă-ți mințile în cap. Așa. Așa, că nu se vorbea despre minte. Corect. Bagă-ți mințile în cap. Așa. Nu mi se spunea, mintea ta te poate duce oriunde, așa. Sau imaginația e mai puternică decât realitatea, sau așa. Decât logica. Dar ce experiență ai avut? Ai avut o experiență? Mintea mea a fost asociată oarecum cu performanțele, dar la modul coercitiv, sau cum să zic, o s-a întrerupt acolo. Adică coercitiv înseamnă ca și cum cineva... Adică, da, cineva îmi spunea... Puneți mintea la contribuție sau ai de-a face cu mine. Da, la așa. Modul ăsta, da? Ceea ce mă îndemna să-mi pun mintea un pic la contribuție, pentru că tot cu mintea mi-am dat seama că dacă nu-mi pun mintea la contribuție, o să o pățesc, adică o să iau nana. Da? Și în felul ăsta îmi foloseam mintea. Îmi foloseam mintea simplu cumva. Adică ți-ai dădeai seama că e ceva mai mult decât tine? E ceva ce poți să folosești? E ceva ce... Păi da, dar nu gândeam că... Nu prea înțeleg întrebarea ta. Deci...
Întrebarea mea... Adică dacă stăteam așa ca un copil, ca ăla gânditorul de la Mangia și mă gândeam cu mintea mea, da, aș putea să învârt globul pământesc, să schimb lumea... Da, ceva, nu care, ceva care te-a, nu, te-a frapat la mintea ta, ceva care te-a surprins la mintea ta. Pentru că ne învățând despre minte, da? Da. Ne învățând despre minte, așa, ieșind din această experiență pe care o avem, da, da? Am stat și m-am gândit, și asta, mi-a venit la primul curs de metoda Silva, așa, care este cursul care, primul curs științific și deocamdată ultimul, primul, singurul curs științific complet, da, care pur și simplu desface mintea în toate părțile, în toate cum să zic, în toate bucățelele ei, așa, și ne dă instrumente să lucrăm cu ea. E, până la acest curs, care e ca un manual. Da. Apropo, vorbind de școală, bun, la școală nu ne-au învățat, uh-huh, dar cumva există un manual după care să înveți și acesta este cursul Silva. E, în momentul în care am făcut cursul Silva, eu am înțeles de fapt că neștiind nimic despre minte, mintea totuși m-a ajutat să fac foarte multe lucruri și mi-a pus niște semne de întrebare. Și vreau să-ți dau un exemplu. De exemplu, mă culcam seara cu o problemă în cap și dimineața aveam răspuns sau îmi venea în vis răspunsul, lucru pe care nu-l făcea oricine. Îmi dădeam seama că este ceva, ceva, dincolo de capacitățile obișnuite, dincolo de modul de a învăța obișnuit, dincolo de ce învățase la școală, cum să învățăm, cum să judecăm, cum să repetăm și așa mai departe. Dincolo de asta se mai întâmpla ceva cu mintea. Nu conștient categoric, într-un mod așa ciudat, gen prin vise, gen deja vu. Adică niște lucruri pe care nu puteai să nu le iei în seamă, dar nu le spuneai, nu le împărtășeai, că păreau ciudate, eventual cu o prietenă, cu un prieten, așa, uite ce mi s-a întâmplat. Dar era clar că nu sunt din capacitățile noastre cunoscute de care ne erau învățați. Era un wow, era ceva ce aș putea, ce făceam mai mult, era ca și cum am o extra putere, dar ne era teamă să o numim așa, că nu știam de unde să o luăm. Asta vreau să zic. Mintea mi-a produs foarte multe surprize, pentru că, de exemplu, instinctiv scriam lucruri în caiet. Vreau asta, vreau asta, vreau asta. Da? Sau mă gândeam noaptea, înainte de culcare, mă gândeam și imaginam să fiu și să dreg și să... Ce bine ar fi. Și la un moment dat ele se împlineau. Între timp, nu mi se părea că făceam ceva. Deci era ca un fel de salt cuantic. Făceam într-o joacă ceva, după care lucruri se împlineau și mi-a trăgeau atenția. Măi, eu m-am mai gândit la asta, dar doar m-am gândit. Astfel încât când am ajuns la cursul Silva, da, și am aflat cum funcționează mintea și ce calități are și cum trebuie să lucrez cu ea, dintr-o dată m-am relaxat foarte tare. Pentru că puteam să vorbesc deschis, puteam să mi-o interoghez, puteam să mi-o înțeleg, puteam să mi-o schimb dacă vreau. Deci, dintr-o dată a devenit ceva foarte clar, sau a început să devină clar. Cum era creierul, cum era mâna, cum era, nu știu, orice altceva, orice organ sau orice calitate, inteligența, capacitatea de citire sau orice altceva. În sensul ăsta. Și a revenit imaginea acolo? Că zice că s-a blocat imaginea. Dacă și-a revenit, scrieți că și-a și revenit, că așa... Da? Ați scris doar că s-a blocat. Ok? Se mai blochează Facebook-ul cam... Trebuie să mergem pe nu știu care. Lasă că folosim pe asta. Suntem aici. Cum ar fi viața fără Facebook? Cred că o să fie un film din ăsta, cum a fost Mad Max, apocaliptic, viața fără Facebook. Minunată seară. Da. Deci ai înțeles? Am înțeles, da? Și stăteam și eu și mă gândeam în același timp cum eu cred că toți am avut astfel de experiențe. Cine a avut, vă rog să le scrieți. Eu am trăit altceva. Eu nu mi-am luat mintea în serios. Pot să-ți spun că mintea mea a fost unealta mea de joacă. În sensul, nu în sensul, acum predau asta la cursuri, da? Și spun, joacă-te cu mintea ta. Dar eu nu eram conștient de faptul că mă jucam cu mintea mea. Pe mine nu mă interesau lucrurile de gen școală. Îmi cer scuze să nu supăr pe cineva. Nu eram stresat de școală și de note. Nu eram stresat de învățătură. Dacă îmi spun că nu eram stresat, nu înseamnă că
Nu înseamnă că... Adică eram și bun la școală. Nu eram bun. Eram brânză bună în burduf de câine, așa mi se spune. Da? Adică, uite-te mă, cât poate să fie ăla de inteligent, dar nu vrea. Nu vrea. Doamna Lazar, nu vrea să învețe, nu vrea. Nu-i stă mintea la asta, gen. Da? Adică nu-mi stătea mintea la asta. Dacă făceam un pic de efort 5 minute, cum am învățat eu că în armată, că 5 minute trebuie să fii deștept. Asta e o replică căreia trebuie să-i alocăm un curs, să fii 5 minute deștept. Da? Adică exact când trebuie. Da? Pur și simplu îmi puneam mintea la contribuția cele 5 minute și rezolvam lucrurile. Luam și nota, mă mulțumeam și pe mama. Eu mă alimentam că bă, hai că fac efortul ăsta și am trecut peste asta. La școală luam nota și o primeam așa. Vezi mă că poți, vezi? Adică îmi puteam folosi mintea în direcția dacă vreau. Dar după care deja eram programat că termin cu nota aia sau examenul ăla și I am free, baby. Sunt liber. Și am scăpat. Și eram liber. Și după aia mintea mea se ducea la joacă. La cum să mă bucur de natură. La cum să mă bucur de un moment de liniște. La cum să mă bucur de să fac jonglerii. Sau să mă joc. Sau să mă joc cu mingea. Mă joc cu mingea. Da? Gata. S-a dus învățătura. Nu mă mai gândeam la ea. Am pus-o în cadrul de școală. Da? Așa am învățat eu despre minte. Am învățat că dacă îmi folosesc mintea un pic, rezolv lucrurile. Repede. Trișez? Nu mă gândeam că trișez. Eram atras, mintea mea e atrasă de zona creativă, de zona de a face lucrurile diferit, de a face lucrurile din altă perspectivă. Dar de ce trebuie toți să spunem așa? De ce trebuie să spunem în marketing toți aceeași poezie? De ce trebuie să semene firma aia cu firma aia și cu firma aia? Și toți trebuie să spună așa, dar care spune mai bine. Dar așa. Dar de ce nu facem altă promovare? De altii. Care să le atragă mintea oamenilor. Nu bă, pentru că oamenii s-au făcut niște standard, niște studii. Și studiile astea spun că oamenii asta, asta, asta și asta. Dar oare în studiile nu li s-a indus oamenilor? Corect. Ce să creadă? Păi, dacă îți dau de ales între alb și negru și roz... Da? O să scot o statistică. Cei mai mulți oameni preferă alb. Următorii sunt roz și următorii sunt negru. Eu cred că pe orice exemplu am luat. Da. Orice. Uite, plecând de la ăsta al tău, cu felul în care se face marketing sau cu felul în care... Da, bineînțeles. Mulțumesc. Și spun și de ce. Că eu sunt totdeauna atentă. Tu vezi că sunt atentă. Și eu sunt atentă, dar trebuie să mă mai uit acolo. Nu, n-am zis-o în niciun sens. Decât că sunt atentă ca să fac legăturile cu... ceea ce vreau să vorbim despre minte. Pentru că acest subiect al minții este foarte vast. Și așa cum știi, da, așa cum știi, că ți-aduce aminte că avem un curs în pregătire, legile minții, da. Nu promovăm legile minții. Nu promovăm legile minții, o să iasă un curs extraordinar, legile minții. Nu-l promovăm acum. Dar ce mă gândeam este că, și chiar nu promovăm că nu e făcut. Ce mă gândeam este că pe orice subiect am discutat, da, cum e ăsta cu marketingul, acolo se găsesc toate legile minții. Toate legile după care funcționează mintea, da, le găsim și le putem identifica și vorbi despre ele pe absolut orice subiect. Că e vorba de un vis, că e vorba despre cum am rezolvat inedit o problemă, cum am făcut promovarea unui curs, cum am făcut marketing, nu contează ce, cum am luat nota la matematică în timp ce jucam fotbal, că nu știam cum să o mulțumesc pe mama, așa. De acolo, pentru că sunt exemple. M-am pus cu burta pe carte? Și te-ai pus. Și eu cu fratele meu ne-am pus pe burtă și am băgat cărțile sub burtă. Și a venit mama și numai să nu ne... Bă, râdeți de mine, n-ai zis mama să ne punem cu burta pe carte? Da. Ne-am folosit mintea, vezi? Și într-un mod special. Exact. Da. Asta ziceam, că în orice subiect am luat, dăm de legile minții. Și pe de o parte, minții, creierului, îi plac lucrurile foarte clare. Că ai spus că oamenii sunt băgați așa în niște cutiuțe. Păi da, pentru că copilul mic, dacă nu-l bagi în cutiuțe, el nu se dezvoltă sănătos, pe de o parte.
nu se dezvoltă singur pe el. El are nevoie de niște repere bine stabilite, pe de o parte. Pe de altă parte, ca să se dezvolte în interiorul lui, să creeze, să-și împlinească potențialul, are nevoie să nu fie, să iasă din acea cutiuță, să fie non-conformist, adică să-și folosească o altă capacitate a minții, care este imaginația. Da? Deci, oricum am luat-o, mintea funcționează cu toate legile ei în același timp, dacă se poate spune așa, pe orice subiect am dezvoltat. Însă, noi nu avem timp acum să vorbim despre toate legile minții. În schimb, nici nu ne-am propus asta. Nici nu ne-am propus, deși iată că dacă decojim un subiect, trecem prin toate, nu-i problemă. Ar fi bun totuși să alegem un subiect și eu zic să alegem, nu știu, un subiect care are legătură directă cu dezvoltarea noastră din primele momente ale vieții până în primele momente ale vieții, pentru că depinde cum o iei, depinde cum te uiți. Viața se termină, dar începe altă viață. Sau. Na. Și asta este programarea. Dintre toate legile minții, această lege, cum că mintea este programabilă, este poate cea mai discutată, cea mai prezentă. Există NLP, există hipnoză, există programare neurolingvistică, am zis, există metoda Silva, există tot felul de autocontrol mental, există repetiție, există, da, repetiție e mama învățăturii, SP, există gândire pozitivă. Toate aceste domenii fac parte, sau toate aceste tehnici, că ele sunt de esență niște tehnici. Da? Se spune, de exemplu, scrie dimineața când te trezești, puneți atenția și scrie 10 lucruri pentru care ești recunoscător. Scrieți scopurile de nu știu câte ori pe zi, puneți fotografii și notează și explică și nu știu. Astea toate sunt tot felul de tehnici, da? Unele mai simple, altele mai complexe, mai mult sau mai puțin eficiente, de reprogramarea minții, că de fapt toate au ca și scop să ne formateze mintea spre un atingerea scopurilor noastre sau spre ceva mai bun. E adevărat? Vorbim despre reprogramare? Crezi că e prea mult astăzi? Nu știu. E un interviu. Am programat ceva? Da, dar trebuie să-și cer acordul, că dacă tu nu vrei să vorbești... Păi nu, haide să vorbim despre ce vrei tu. A fost ideea ta, ceva ai în cap vis-a-vis de acest interviu, sau cum să-i zicem, de această prezență noastră. Ceva am în cap și chiar am și dat în cap. Da. Hai, zi tu ceva, nu știu ce. Orice. Hai să vorbim despre programare. Uite, au trecut 28-29 de minute. Da? Da? Nu știu dacă oamenii au aflat ceva până acum, nici nu contează. Nu, păi puteam să-i întrebăm. Nu obligăm pe nimeni nimic. Da? Noi ne jucăm și camera ne filmează, da? Ok, e bună joaca asta. Dacă eu sunt un urmăritor în ultima vreme a conceptului acesta de programare de masă. Da? Sau a efectelor, a ceea ce se întâmplă, de ceva vreme înseamnă de o vreme bună, de ani de zile, pentru că de ani de zile militez pentru încearcă și altceva, fă și altfel. Dar de ce să-i dai în cap unuia care a făcut altfel, pur și simplu? Deci eu sunt atras și uimit de oameni care fac lucrurile altfel. Mă uit la ei, pur și simplu. Nu, mă străduiesc să nu-i judec. Dar tu știi că vin de multe ori pe zi la tine cu uite și pe ăsta ce faci. Sau ia uzi ce idee. Sau mi-a venit o idee. Da? De la, luând-o de la, nu știu, simplul marketing și promovare până la a face efectiv lucrurile diferit. Fă lucrurile diferit. Chiar la cursurile noastre predăm asta, da? Spunem, încalță-te cu celălalt picior, îmbracă-te invers, spală-te cu cealaltă mână pe dinți. De ce? Pentru că noi știm că în felul ăsta sistemul nostru de referință cu jaloanele gata făcute ia în calcul un nou potențial. Ca să o zic așa pe limba tuturor, se creează, ca să înțeleagă absolut orice om, se creează noi căi neuronale. Da? Da? Adică noi sinapse. Uite, s-a spălat cu mâna stângă pe dinți. Mă rog, dacă sunt dreptat și mă spăl tot timpul cu dreapta. Dar și m-am început să mă spăl cu mâna cealaltă. Da? Și în creier, nu că nu știu, știu. Ce bine fac mișcarea. Pare nenatural, dar creierul meu sau mecanismele mele, de sistemul meu nervos, central, care
ia toate datele și le pune acolo, dar zice, ia uite, se întâmplă ceva nou și se creează sinapse noi. Păi ne mai mirăm că unii sunt sănătoși, păi unii fac tot timpul ceva nou, schimbă. Uh-huh. Cum spuneai tu de mămica ta, că muta totul până în casă. O dată sau de două ori pe an, muta lucrurile prin casă ca să se simtă într-un cadru nou, într-un mediu nou. E, din mai mult de atâta, de ce n-am face lucrurile diferit? Uh-huh. Da? Și care e legătura cu programarea? Continuă, că e interesant. Faci lucrurile diferit și care e legătura cu programarea? Păi spargi programarea odată. Așa. Spargi programarea, spargi robotizarea, pentru că spuneam mai la început. Adică vechea obișnuință, nu? Acum, și acum sunt studii din neuroștiințe, observații științifice care vin și spun suntem 98%, 98% roboți. Corect. Și chiar ne uităm la un film, mm-hmm, acum, da? Noi în fiecare seară urmărim câte un episod din un film. Adică 98% din acțiunile pe care le facem, din gândurile pe care le avem, din obiceiurile pe care din le avem, din existența noastră, așa, din reflexia noastră, dacă vrei, okay, fie pe cale mentală. Adică și ce gândești tu când stai așa, okay, și spui, bine mă, chiar așa, asta vine tot dintr-o programare, gândul tău pe care atunci tu, da, îl reflecți, îl scoți, așa, îl emiți. Fie că e vorba de cuvinte, de limbaj, când spui, ce spui, cum spui, dacă spui, dacă nu spui. Corect, corect. E prea în detaliu. Nu, deci toate aceste... Cum privești, cum te comporți, cum te îmbraci, cum te raportezi la lume, cum lucrezi, cum mănânci, cum te scarpi, cum totul este programat. Tot. Ok. 98% se spune... observații științifice, uh-huh, că suntem roboți. Uh-huh. Deci nu suntem roboți așa, dar suntem un fel de roboți așa. Și cum s-a făcut programarea asta? Care, știi ce aș vrea să... Programarea asta s-a făcut pe toate căile posibile. Așa. Și până nu de mult, nu era neapărat televiziunea atât de programatoare. Dar acum este extrem de programatoare, e o unealtă senzațională. Nu era internetul și calculatorul chiar așa, uh-huh, de unealtă programatoare. Dar acum în zilele noastre internetul și calculatorul sunt programe, da? Uh-huh. Sunt, de ce la televizor li se spune program? De ce nu li se spune scânduri? Habar n-am, nu știu, da? Li se spune programe pentru că te programează. E un program, e programat, adică funcționează în ciclu, în cum să zic, program. Da, continuă. Da? Și cum, okay, se face programarea? Cum se face? Se face pe canalele noastre de recepție. Mm. În principiu prin simțuri, dar nu numai, și prin judecata și decodificarea simțurilor. Respectiv, hai să spun așa, felul cum tu gândești. Poate îți adică, ce am vrut să spun? Vezi de multe ori ceva și începi și tu. Bun, ai spus ceva foarte important. Vezi de multe ori. Păi, e important, da, să fie de multe ori? Important să fie de multe ori să vezi ceva, depinde de acel ceva. Uh-huh. Dar e suficient, de exemplu, să vezi odată ceva și asociat cu o emoție, corect, pentru toată viața ta să fii programat, că dacă te vei întâlni cu ce ai văzut încă o dată, tu știi automat ce emoție ai. Uh-huh. De aceea, când tu nu întâlnești acel lucru, dar îți amintești emoția, e ca și cum ai trăi acel lucru pe care îl întâlnești. Foarte interesant, nu? Am explicat bine? Da, foarte bine, dar aici sunt multe lucruri legate de programare. Păi sunt, da? Dar e simplă programare. E simplă, dacă o facem noi simplă. De exemplu, un sportiv de performanță într-un domeniu, da, nu se poate programa așa. Corect. Da? Adică nu, dintr-o dată nu-i cade din cer download, lovitura... nu știu, tenis mi-a venit acum, da? În lung de linie, la punct fix și, nu știu, cu o precizie uluitoare. Uh-huh. Nu. O repetă. De câte ori? Marii maestri și învățați spun că de 10.000 de ori. Okay, alții, deci spun că de 10.000 de ore de repetiție. Important să repeți. Da, este important să repeți. Dacă asociezi motricul, de exemplu, uh-huh, da? Uh-huh. În mișcările, mișcările noastre fizice, da? În lucru fizic, e importantă repetiția. E foarte, okay, importantă repetiția. Repetiția, eu cred că e importantă în absolut orice, în orice tip de programare, pentru că poți să vezi ceva în mod repetat, dacă vezi repetat. Deci repetiția în vizual.
îți produce îți, sau îți induce anumite programe. Haide să ne gândim la copiii noștri care au văzut de atât de multe ori. Fie că au văzut comportamentele noastre, fie că au văzut comportamente la televizor, fie că au văzut modele, au văzut în mod repetat. Deci repetiția și este și canalul vizual. Da? Începi să te comporți ca acolo, să accepti credința aia, să accepti modelul și mai departe. Deci repetiția, eu cred că trebuie să fie, e o condiție foarte importantă și uneori este eliminatorie, pentru că dacă nu se repetă, mai ales în beta, adică în stare, în starea asta, mai ales dacă, comentariile. Mai ales dacă sunt nu e, dacă nu sunt, nu există o emoție care să producă liantul ăsta, e suficientă repetiția. Repetiția. De exemplu, copilul mic, care nu știe nimic, el nu știe dacă e bun sau rău, dacă e frumos sau deștept, el nu știe nimic. Nu se naște învățat. Bebelușul. Vorbim de un copil până într-un an, până în 2 ani, care nu are niciun discernământ. Dacă părintele îi spune, vai de capul tău, vai de capul tău, ai făcut pe tine, vai de capul tău, murdărești într-una. Nu trebuie să aibă nu știu ce capacități sau nu trebuie, nici nu trebuie să înțeleagă, nici nu trebuie să aibă o emoție, e suficient că îi se repetă. Asta vreau să spun, că repetiția e foarte importantă. Pe lângă repetiție am emoția, cum ai zis, pentru că uneori e o emoție foarte puternică. Emoția programează corpul. Programează. Emoția este o combinație de combinație de care are și chimie și curent, da? Și atunci se programează în corp acea chimie. Și corpul, pentru că dezvoltă receptori specifici, da? Specifici pentru anumite substanțe din acea chimie raportată la acea emoție, care dacă este repetată acea emoție, asta înseamnă că e o cantitate de astfel de hormoni, tot timpul dau de papa la acei receptori. Da. Acei receptori, după ce se văd obișnuiți cu papa asta, și nu mai vine papa, ei zic. Și atunci corpul fizic intră în sevraj. Păi ăsta e sevrajul. Când celulele fizice cer în mod fizic acea substanță. Un alcoolic care intră în pauză de băutură, da, de alcool, intră în sevraj. El are legătură cu emoția, că eu urmăresc ideea. Păi e același lucru. Dacă să se înțeleagă cu emoția, pentru că în cadrul emoției tu nu știi ce substanțe sunt, nu le vezi, nu le știi, dar dacă eu văd că o țuică aici e apă, apropo. Apă. Ok? Da? Știi că ai băut țuică. Și tot bei niște țuică până când în ziua în care nu mai bei țuică, corpul zice, bă, aș bea ceva, Simți, da? Cu emoția. Dar cu emoția e ca și cum ai bea țuică, dar nu bei țuică. Dar se întâmplă... Dau un exemplu cu emoția. A, tu vrei un exemplu? Păi dă-mi tu. Vreau ca să înțeleagă oamenii cu, prin exemple. De păi exemple. Emoțiile de la așa. Filme. Așa. Emoțiile de la jocuri. Așa. Da? Acele emoții. Acolo se dezlănțuie niște emoții. Da. Că sunt însoțite în jocul ăla de victorie, de a reuși, de a face, de a emoțiile de la serviciu, emoțiile de la bucuria. Deci orice emoție, eu zic că întărește sau creează un program. Atunci este suficientă emoția ca să creeze programul respectiv sau convingerea, nu contează. Îmi aduc aminte, de exemplu, de unde exact vine frica mea de câini. De unde? Dintr-o singură experiență. Care a fost încărcată cu emoție atât de mare, bineînțeles că e frica. Emoția a fost frica sau sperietura. Da. Pentru că a ieșit un câine de sub o mașină, a venit pe la spate, nu mi-a făcut nimic. Dar emoția în contextul ăla a fost atât de puternică, încât mie mi s-a întipărit în cap, mi-e frică de câini. Mi-e frică de câini. Și dau acest exemplu pentru că la vârsta la care noi ne-am întâlnit, la care tu m-ai întâlnit, tu aveai un câine și ți-am spus, eu nu pot să intru în casă pentru că ai câine. Mie mi-e frică de câine. Câine era o jucărie vie. Da, nu contează. Da. Din punctul de vedere al programului, frica de câini, frica e reală, s-a fixat o singură dată și se menține și se întărește ori de câte ori apare, bineînțeles, un declanșator. Și tecălul nostru, Ricky, a fost primul câine pe care tu le ții în braț. Adică programul s-a și șters. Da, ai reușit cumva să treci peste el. Da. Păi da, pentru că orice program, acum mergând pe programare. Cu
cum zic, bătrânii, orice învăț. Are și dezvăț. Exact. Așa. Un program, adică un obicei nedorit, este un învăț. Corect. Corect? E un corect. Învăț. Te-ai învăța să-ți fie frică de câini. Corect. Are și un dezvăț. Dezvăț. Respectiv, da. Un program se poate deprograma sau se poate reprograma. Da. Mai întâi trebuie să îl identifici, corect? Doar să-l ștergi, să-l cureți, da? Da? Și până să-l înlocuiești cu ceva, pentru că dacă nu faci munca asta, asta e un alt subiect vis-a-vis de programare. Sper că suntem de folos cu acest subiect. Nu știu, mie să vedem. Da? Nu de altceva, dar așa cum spunea Cristi, 98% dintre noi suntem pe pilot automat și mie îmi place să zic așa, dacă suntem pe pilot automat sau suntem deja programați, care este originalitatea noastră? A noastră, a ființei, cât de original suntem noi? Ne rămâne un 2%, un 5%, un 10%? E foarte interesant. Pe de altă parte, programarea este benefică, extrem de benefică, pentru că nu putem fi conștienți de absolut orice. Și dacă creierul are capacitate să înregistreze miliarde și miliarde și miliarde de operațiuni, da, cu toate acestea, el nu e făcut să fie ocupat în mod conștient cu atât de multe operațiuni, pentru că ar fi fix un computer, ca o ladă cu milioane de conexiuni în interior și doar ar face lucruri, da? doar ar face conexiuni. Ori noi suntem și ființe emoționale, suntem și ființe sociale și atunci cumva lucrurile astea destul de multe trebuie trecute în sarcina subconștientului sau a inconștientului, cum este toată inteligența. Secretul este, dacă toți suntem roboți, da. 98%, atunci cu cei 2% să programăm robotul cum ne place. Corect? Mm-hmm. Adică dacă tot am putere 2%, poate exagera 2%, să zicem 10%, da? Ca să pară mai așa. Dom'le, am putere 10%, da? În principiu, dacă puterea mea e aia mică, acea mică puterea mea poate să fie puterea mea cea mare. Pentru că dacă eu sunt un robotel complet programat și oricum așa voi fi, mă programează familia, mă programează societatea, mă programează televiziunea, mă programează mediul meu. De regulă, cel mai programator, nu cel, singurul, cu adevărat programator, e mediul. Mediul pe care tu ți-l creezi. De ce spun ți-l creezi? Pentru că poți să-l alegi. Eu nu pot să-mi aleg familia. Nu poți să-ți alegi familia, dar poți să alegi să pleci de acasă. Și să-i suni de sărbători, și să le trimiți numai gânduri bune, și așa mai departe. Dar da, eu nu pot să fac nu știu ce. Dacă ai spus că nu poți să faci nu știu ce, deja ai răspuns ca într-un program. Tu nu poți să faci nu știu ce. De ce nu poți? Ai mai făcut-o și nu poți? Și nu ți-a ieșit? Păi nu, că nu se face așa ceva. Hai să vorbim despre asta. De ce nu se face așa ceva? Păi n-a mai făcut nimeni așa ceva. Cum să faci așa ceva? Ce o să zică? Deci ești într-un program, programul lui ce o să zică? Sau programul lui n-a mai făcut nimeni? Asta e un program. Tu ai reacționat conform unei... Deci nu faci ceva, faci ceva pentru tine, pentru prima dată, dar ia gândește-te că ai această putere, revenind la ideea mea, ca tu să schimbi. Deci acel 10% eu pot să zic, bă, o să fac curat în viața mea. În ce? În dulap. În dulap o să fac curat. Și cum faci curat în dulap, o să faci curat în viața ta, între prieteni, între colaboratori, o să schimbi și o să spui, eu o să învăț o meserie nouă, îmi dau 3 ani. În 3 ani învăț o meserie nouă și pot să devin unul bun în meseria cea nouă sau în activitatea cea nouă sau în, ce să zic, pot să învăț croitorie. Îmi place că treci în partea de... practică. Sau ce? În parte de talent, de abilități, da, de da, pentru că creativitate. Peste câteva zile avem un curs care se numește Manifestă buna ta stare, dar nu, peste câteva zile o să avem un curs care se cheamă Bazele meditației și e fundamentul a ceea ce vorbim aici, cum să înveți tu să intri în panoul de comandă. Corect. Cum să intri în panoul de comandă și să începi să programezi. Asta este zi. E primul pas, dacă vrei. Da? Cum în 5 ore înveți cum să stai, cum să respiri, cum să-ți controlezi corpul, mintea ta, să o focalizezi, ca tu să poți cu aia 10% să începi să schimbi. Dacă bineînțeles vrei. Da? Să înveți să meditezi. Nu numai faci atât de bine meditația și poți să nu faci nimic
neapărat cu mintea, poți să stai acolo așa în meditație și faptul că stai 15 minute măcar o dată pe zi, măcar o dată pe zi, zilnic zic eu, da? Stai în această stare, sunt sute, ascultați-mă, de dovezi științifice că îți face bine, da? Să stai în starea aia, dar trec de asta, să mergem mai departe, să intrăm în partea de programare, da? Peste încă o săptămână, adică duminica cealaltă, sâmbătă și duminica cealaltă, pe 30-31, avem acel curs, acel workshop, pentru că e un workshop, se lucrează, 60-70% din timp se lucrează, se numește Manifestă Buna Ta Stare. Este un workshop de reprogramare mentală, asta vreau să spui și vreau eu să o spun. Este un workshop colosal, oameni buni, colosal, prin care orice om, dacă trece, are toate uneltele să-și reprogrameze mintea, viața, cum dorește. Și să-și o programeze în ceea ce se numește bună stare. Că de-aia i-am spus, manifestă buna ta stare. Știu că nu sună românește prea, românește, dar este manifestă buna ta stare. Da? Adică nu bună starea. Știu că seamănă. E o stare bună din care tu poți să vorbești despre banii tăi, despre relațiile tale, despre sănătatea ta, despre intelectul tău, despre pasiunile tale, despre talentele tale. Revii mai în centrul tău, îți regăsești talentele, da? Și deblochezi programe pe care nici măcar nu știi că le ai. Poate din copilărie, poate din altă viață. Ia-o ca atare din altă viață, da? Și tu, după acest workshop, pur și simplu, ca o floricică băgată la floricică de porumb, din aia, încă nu e floricică, ca un porumb de la pac, înflorești. Da? Păi, efectiv. Vreau să spun, să completez la bunăstare. Am terminat ideea cu care începem? La programare. Da. Ok. Vreau să adaug aici la programare, că tu ai adus vorba, dar e foarte... E un subiect demn de rumegat și de citit și de studiat. Adică ceea ce o să vă spun acum, nu programarea, că despre programare s-au făcut studii de ani întregi, bineînțeles că avem foarte multe vorbit. Dar e interesant ce spun oamenii de știință în ultima perioadă, după anii 85, 89, 90. Și există o carte extraordinară care se numește Transformarea Cuantică sau Saltul Cuantic sau Câmpul Akashic, ceva de genul ăsta, al lui Irvin Laszlo. Îmi cer scuze că nu știu acum exact titlul. Care spune așa, noi, pe lângă faptul că suntem programați de mediu, de societate, de familie și mai departe, avem o parte de programe pe care le importăm pur și simplu, care e modern termenul ăsta, se spune că le downloadăm, adică le descărcăm, le descărcăm încă de la naștere. Copilul la naștere este ca o, cum se zice, tabula rasă, adică mintea lui e goală, creierul nu are nimic. Tabula rasă înseamnă tablă ștearsă. O tablă ștearsă, nescris. Da? Încă e nescrisă. E, primele scrieri de pe tabula asta vin din egregorul național. Dom'le, cum e românul? Păi așa, ce experiență are? De-a lungul vieții, uite afară. Cum e rusul? Păi e diferit. Păi, cum e neamțul? Păi, e o treabă genetică. E o treabă genetică, dar și culturală, zonală, păi, egregor. Tot genetică. Vine din... Da. Se naște în energia asta. Legătură cu genul. Da? Și miroase a busuioc în casă. Adică asta vrei să spun. Cu faptul că există niște programe pe care nu mai le alegem. Mai pe înțelesul meu. Mai pe înțelesul tău e așa. Există niște programe pe care nu le alegem. Okay, așa cum bebelușul nu alege naște, să respire. Cum putem explica asta? Cum programa ale egregorului? Păi ar trebui să intrăm în alte teorii.
Păi da, o luăm ca atare sau explicăm că e o treabă a minții? O luăm așa, ca toate experiențele pe care le are un popor sau o zonă sau niște oameni, o familie, de exemplu, este egregor, o familie. Stau adunate undeva așa. Exact, stau adunate într-un supraconștient, în mintea, de dincolo de mintea la noastră. La care copilul care se naște e deja conectat. E deja conectat și face descărcări. Cum? Nu știu, vrei? Nu, chiar nu știu. Dar nu pot să zic eu dacă vrei. Lasă-mă să tot genetic, prin părinți și prin bunici și prin străbunici, da? Care toți sunt conectați acolo. Cum? Cum? Dacă acel egregor s-a creat din toate cele ce le știu toți și le aduc de-a lungul timpului, înseamnă că există o conexiune și invers. Dacă noi toți punem acolo, înseamnă că și de acolo se pune. Asta vreau să spui? Asta vreau să spun. No. Mai pe înțelesul... Eu zic simplu, toată lumea încarcă acolo. Și păi când cineva se naște, toată lumea, cei care se nasc, descarcă de acolo. Automat. Da? Automat, exact. Adică sunt programe pe care nu le alegem, cu care ne alegem automat și sunt programe pe care le implementăm și le asimilăm de-a lungul vieții noastre, din mediu. Deci unele sunt de-a gata, cum ar veni, iar altele sunt din timpul vieții noastre, că din perioada copilăriei, din perioada tinereții, a școlii și mai departe. Mai rar implementăm programe mai târziu. Marea majoritatea programelor se implementează, mă rog, se cumulează și există în subconștientul nostru până în vârsta de 12 ani. Marea majoritate a lor. Da? Asta mi se pare interesant. Ce fel de programe descarc eu? Nu doar eu, orice copil care se naște, orice omuleț care apare pe pământ. Ce fel de programe? Pot să le aleg? Nu atunci când mi se dau. În copilărie? Nu, nici în copilărie, că oricum sunt un burete care absorb. În tinerețe, poate dacă încep să-mi pun întrebări, să-mi dau seama, să încep să aflu despre minte, dar nu prea ne învață la școală. Și ajungem, iată, că acum poate se înțelege și de ce n-ar trebui să fim așa de, nu știu, răi, ca să zic așa, unii cu alții, să ne întrebăm, dar tu de unde știi, dar tu de unde știi? Din cărți, domne, de acolo știm. Din cursuri, din studii. Citim în limba engleză, citim în limba franceză, mergem la seminarii. Acolo în culturi și la oameni care se preocupă cu asta. Dacă în spațiul nostru educațional românesc nu se preocupă nimeni să implementeze, nu înseamnă că nu știm. Înseamnă că vrem să împărtășim aceste lucruri și iată cum le înțelegem. Că de-aia ne aflăm aici. Tocmai ca să ne facem înțeleși și să constatați dacă aveți sau nu, credeți că aveți sau nu ce învățat de la noi. Apropo de programare, mergem mai departe și iată că ajungi la un curs, ajungi la o vârstă, ajungi să dai peste un necaz ceva, peste o provocare și începi să te gândești, da, oare ce-i cu mine? Dar cum reacționez eu? Cum acționez? Cum aș putea să schimb? Și ajungi, practic, să capeți niște instrumente despre cum să schimbi acele programe. Iar workshop-ul de care spuneai, și îți mulțumesc că n-ai zis curs, pentru că asta e calitatea pe care am insistat și insist întotdeauna. Workshop înseamnă lucrăm în continuu. Lucrăm în beta, cu ochii deschiși, individual și colectiv, pentru că o modalitate de a lucra cu programele, da, este să stai să te gândești la ele, să ți le scrii, dar e foarte tricky. Pentru că mintea tot timpul o să-ți găsească motive. Da, dar nu acum, da, dar nu e așa de grav. Hai că citim altă dată, facem altă, știi? Dacă o faci individual, da, nu e atât de eficient ca dacă mai facem ca un pas. De exemplu, eu cu tine, așa cum facem la workshop, da, că ne punem în camere pe Zoom, câte doi, câte trei, și pur și simplu răspundem la întrebări. Tu îmi pui mie întrebări, eu spun ție întrebări și trebuie să răspund la întrebări. Și acolo ai altă viziune, e părerea celuilalt. Ai putea să obții niște avantaje, nu că ai putea, chiar obții. Da, avantajul, da? De a avea și altă perspectivă. Exact. Și altă părere, exact. Și altă, da. Exact. Și te referi la lucrul ăla în camerele? În camerele, da? De Zoom. Păi are mai multe avantaje. Una că tu primești și altă perspectivă. Corect. Și a doua e că și tu dai altuia o altă perspectivă. În plus, mintea analitică, logică, rațională vine și ia frumos cele două perspective sau trei, sau câte sunt, și le pune și începe și le compară și scoate din ele tot ce e mai bun.
gândindu-ne că mergem acolo nu ca să ne facem rău, ci ca să ne facem bine. Adică nu să luăm partea care nu ne place, ci să luăm partea care ne place. Pentru că pornim deja de la conștientizarea faptului că ceva nu ne place. Da? Iar pentru a conștientiza ceva ce nu ne place, și fac o paranteză, care de multe ori este îngropat, pentru că nu ne place, nu mai vreau să mă gândesc că asta e o ciocolată pe zi, merge. Da? Tu știi că nu merge ciocolată pe zi, da? Și o bere pe zi e la fel ca ciocolată pe zi, da? Ce zic este că dezgropi practic în workshop-ul ăsta, dezgropi, scoți la iveală ceva ce ai îngropat și nu mai știi unde l-ai îngropat, cu nu-mi place, și te raportezi la acel ceva și spui, ok, hai să schimbăm. Da? Asta este marea valoare a reprogramării din acest workshop. Că tu, de fapt, identifici programe pe care le știi sau nu le știi. Cel mai tare că nu le știi, care? Nu programe. Credințe. Nu. Virusuri. Virusuri, exact. Da. Nici nu știi că acolo doarme un virusel care... Da. Nu virus. Ceva ce se opune. Vorbim despre virus în zilele noastre. Ceva ce se opune. În zilele noastre, virus înseamnă COVID. Da, așa nu. E. Îi zice... Bug. Un bug. Da? Ok. Și identifici aia, conștientizezi și spui, da, vreau să schimb. Da, vreau să fiu mai sănătos. Da, vreau să am imunitatea crescută. Da, vreau accelerată, da? Vreau să am relații mai bune. Vreau să scap de lucrurile nocive din viața mea. Vreau să am o bună stare. Vreau să fiu prosper. Vreau să încep prosperitatea. Iar prosperitatea începe de la... Nici nu să vă imaginați, nu începe de la căruța cu bani care să răstoarnă pe pragul casei tale. Ca să vorbesc despre bani. Am putea să-i rugăm pe... Prosperitatea începe de la conștientizarea ei. De la conștientizarea faptului că ai cât ai și că n-ai mai puțin. Am putea să-i rugăm pe cei care deja au făcut workshop-ul să scrie eu. Dintre cei care ați făcut acest workshop, pur și simplu, scrieți aici dacă mai sunteți cu noi, că uite, văd că... Au scăzut. Păi da. Dacă nu e meditație, cred. Nu e, da. Am și un exercițiu la final, foarte frumos. Nu, de ce? Foarte interesant. Vrei tu neapărat? Mi-am notat aici. Poate fi făcut și cu ochii deschiși, poate fi făcut și cu ochii închiși. Este un exercițiu rapid foarte de frumos. A identifica blocajele. Uite, Anemona, mulțumesc. Eu, Elena... Sorescu, Iuliana Lambru, Daniela Rusu, ei sunt Silvia pe grupul acesta și mai departe. Sunt mai mulți aici pe grup. Bineînțeles. Dar mai e ceva apropo de programare și ați putea să notați, pentru că e foarte important. Există multe seminarii în domeniul ăsta. Nu vreau să dau numele, cunoașteți, sunt... Ba, unuia o să-i dau nume, pentru că de acolo am învățat... foarte multe și am și aplicat foarte multe. Este un seminar de 2 zile și jumătate, Mind Millionaire Intensive. Este un seminar genial. Nu mai putem să mergem, dar se face și online. Nu promovăm altceva. Nu, dar vreau să spun ceva, apropo de asta. Nici nu știm dacă se va putea face vreodată online. Nu, vreau doar să fac legătura. De ce? Pentru că există multe seminarii în domeniu și ceea ce încearcă specialiștii în acest domeniu este să atingă cât mai multe tehnici și să facă această programare să funcționeze, să fie cât mai eficientă. Dacă vreți vreodată, ca să vă reprogramați mintea, a face programarea eficientă nu ține doar de a conștientiza, a curăța și a pune ceva nou. Ține și de altceva, domnilor, și asta e foarte important. Și fac o pauză, e foarte important. Ține de starea de conștiență în care lucrezi. Am spus că lucrăm în beta, dar nu e suficient în beta, că așa merg oamenii și la psiholog și discută, și se cheamă psihologie comportamentală, și discută, și discută, și pun întrebări. Întrebările sunt inteligente și omul conștientizează. Este o metodă, dar nu este foarte eficientă, pentru că poți să faci încă un pas să fie mai eficientă. Să-ți relaxezi mintea, adică să începi să meditezi și într-o stare extinsă de conștiință, cum este alfa sau teta, adică de frecvență joasă, acolo să faci același lucru cu altă minte.
Asta înseamnă să-ți folosești mai mult mintea. Ți-o folosești așa cum știi, în beta. Scrii, repeți, gândire pozitivă, conștientizezi, discuți, faci exerciții, bla, bla, bla. E foarte bine. Dar du-te și într-o stare extinsă de conștiință. Du-te și în meditație. Și fă același lucru și lucruri specifice. Și de aceea cred eu că acest workshop este foarte bun. Pentru că merge pe toate segmentele de programare. Am ținut cont de tot ce înseamnă o programare eficientă. Uh-huh. Și ca metodologie, și ca timp. Sunt programări rapide, sunt programări lungi și foarte lungi. Sunt programări, în alfa, în beta, în teta. Sunt individuale, sunt în grup, sunt în colectiv. Sunt cu toată lumea, sunt doar cu doi. Adică m-am străduit, pentru că am creat acest workshop acum 2 ani, da? Deci de 2 ani îl predăm și în acești 2 ani nu a fost un workshop la fel cu celălalt, așa cum nici acesta nu o să fie la fel cu ultimul, care de departe a fost cel mai bun. Așa încât cei care ați făcut prima dată acest workshop și mă cunoașteți, știți bine că e inteligent să veniți la repetat. Cei care nu l-ați făcut niciodată, este extraordinar să veniți să-l faceți, pentru că vă promit că o să-l repetați după aceea. Iar repetiția înseamnă că tu sapi mai adânc. Ce am făcut ieri, de exemplu? Am participat la un seminar care a avut o părticică de identificarea unor blocaje legate de bani, efectiv legate de bani. Noi la workshop-ul ăsta nu să vorbim doar despre bani, pentru că o să vorbim despre întreaga noastră bunăstare. Da, acum vorbesc despre asta. Și deși am lucrat și ascult de 2 ani de zile propriile mele exerciții de reprogramare mentală, am identificat același program care nu este încă curățat și nici înlocuit. Deci nu înseamnă că dacă ai făcut o dată e suficient, nu. Nu înseamnă că dacă ai repetat de 2-3 ori este suficient, se pare că nu, pentru că așa cum a durat sau cum rulăm aceste programe de 50 și ceva de ani, cam 54 de ani, 55 de ani, da. Așa, poate că este necesar să cureți în, nu tot în 50 de ani, dar poate în 50 de repetări, poate în 50 de ascultări, da? Sau ceva de genul acesta. Oricum, dacă acest argument nu există pentru voi, să știți că eu mă conduc după un alt argument pe care l-am auzit din gura unui om extraordinar și anume Vishen Lahiani și care este un reper în domeniu. Vishen a zis așa că la un moment dat afacerea lui ajunsese la un platou. Devenise milionar, da? Și afacerea lui de milioane a ajuns la un platou. Ca atare a mers la un specialist în reprogramare mentală, că a zis că logica este că există un blocaj financiar din moment ce nu poate să treacă de pragul a un milion de... Cum era blocat la 2 milioane? Exact, era blocat. Și de la acele ședințe de hipnoză, a făcut el, spune că a făcut hipnoză cu Marie Sapir, de la acele ședințe a trecut la următorul nivel. Păi mă scuzați, dacă Vishen Lahiani milionar, ceea ce noi nu suntem, da? În momentul ăsta. Noi am trecut de 1 milion de mult. Da. Dacă el a mers la să-și reprogrameze mintea, deci cu mare bucurie vă spun că de 2 ani de zile îmi reprogramez mintea și lucrăm împreună cu cei care vin la workshop și ne reprogramăm în continuu mintea pentru așa ceva, pentru ceea ce vrem. Ce mai fi de spus despre reprogramare? Poate au ei întrebări. În primul rând ar trebui abordată reprogramarea. Corect. Da. Despre știi cum e cu reprogramarea asta? Spune ultimele două idei. Uite, de exemplu, și tu și eu, da, că e 11. De exemplu, puțin mai devreme acolo, cât e 11 și un sfert? Da. Și să spunem 10 și un sfert. 10 și un sfert. Să spunem ultimele două idei. Da. Dar ce au oamenii de făcut? Nu știu, da. Poate nu e emisiune interesantă asta, nu? Și ce dacă? La fel ca televizor. Data viitoare vorbim... să fim mai buni. Auzi? Nu, suntem foarte buni. O să vorbim singur ca televizorul și data viitoare vorbim, cum se zice, programul emite și acolo, da? Asta e, televizorul emite. O să dau. Da? Ok. Da, știi cum e? Vreau să fiu mai smerit. Asta e bun. Dacă îmi spui sunt smerit, deja nu mai ești. Așa e și cu reprogramare. Adică? A fost prea profund, nu?
Eu te cunosc și trebuie să verific. Am înțeles, trebuie să mă verific, am înțeles. Adică spui, vreau să mă reprogramez. Vreau să vreau să-mi iau viața în mâinile mele. În direcția asta. Cum spunea mai devreme Claudia, că vrea să se lase de fumat. Că poate în sfârșit o să se lase și ea de fumat. Claudia, eu nu spun că e simplu. Vreau să spun ceva. Eu am intrat în anul meu de fumător. Și suntem în ce dată? În 20, da? Ianuarie. Da, da. Mie nu-mi vine să fumez. Nu-mi vine să fumez. Adică mă gândesc că am intrat în anul de fumător și că nu fumez, dar vreau să spun că nu am un cadru care să-mi ofere acest lucru. Adică să mă întâlnesc eu cu cineva la o cafea, la o... la un coniac, la o terasă, să aibă un fason, mă, fumatul ăsta, mă. Da? Așa cum tu o să crezi că de-aia nu te reprogramezi ca să nu fumezi, da? Să te lași, cum zicem noi. Da? Pentru că tu nu-ți creezi fasonul invers. Că despre asta e vorba. Da? Știu că e dificil. Că te gândești că tu cum o să faci, cum o să mai... Pentru asta, da, mă rog, nu mai vreau să zic de Titi, că am zis de multe. Da, mintea poate fi reprogramată. Titi are programul, da, Traian Titirișcă, prietenul nostru, dar are programul de cum să... Da. E mai complexă de reprogramarea, dar se poate. Nefumători.ro, nefumători.ro. Da, da. Da. E complex, dar se poate. Se poate. Pentru că dacă tu... îți recreezi și reiau o idee spusă acum o vreme aici, în discuția noastră. Dacă tu îți recreezi cadrul tău de referință, tu începi să te reprogramezi. Dacă te vei duce într-un cadru fizic, unde oamenii fac sport, nimeni nu fumează, așa e și cu măștile. Toți au măști, tu n-ai mască. Și toți se uită la tine ca nebunii. Păi dacă iau măști și tu n-ai, care problemă? Dar tu n-ai mască, tu n-ai mască. Și ne-au programat să avem măști. Da? Ne-au programat să avem măști. Ok? Și atunci trebuie să ne deprogramăm acum. Spaima a intrat, frica a intrat. Știți în ce etapă intră societatea? Nu o să mai fie nevoie de măști, dar oamenii o să fie înspăimântați de a se apropia unii de alții. O să fie înfricoșați că o să ia... Dacă nu o să ia un virus, o să ia un herpes. O să ia un... picior de gândac, o să ia ceva de la celălalt, înțelegi? Așa. Oamenii o să fie înspăimântați. Ne-au programat la distanțare. Exact, ne-au programat la distanțare, iar programarea a fost așa de puternică, da? Dar să știți că ei au încercat. Programarea n-au reușit-o ei, programarea au reușit-o oamenii. Noi am reușit-o. Da. Pentru că ne-am lăsat programați. Ceea ce va trebui să facem este să ne reprogramăm pentru a fi ființe umane. Va trebui să treacă o generație, da, pentru noi unii, pentru unii, nu pentru toți. Pentru că oamenii vor avea câh de alți oameni. Câh de a se apropia, câh de a merge în locuri aglomerate, câh de a da mâna, câh de a... Aoleo, ești puțin răcită și a suflat nasul. Păi cum pui mei să nu-ți sufli nasul? Nasul se curăță, în fiecare zi trebuie suflat. Nu ești, ai ceva dacă sufli nasul. Serios. Și dacă mă mănâncă în fund, nu vă supărați, am ceva? Da? Mă mănâncă! Cum mă mănâncă aici și mă scarpi? Te-ai scărpinat? Ai ceva, ai un COVID. Păi da, pielea trebuie scărpinată, oameni buni. Da? Am exagerat, da, dar știți ce bine vreau să spun? Da? Ne-am programat. Ne-am lăsat programați și am contribuit la programare. Și cu fiecare atitudine pe care o avem în direcția asta de câh, noi programăm câhul, da? Asta repetăm. Este, repetăm. Păi da, dacă o să luăm, iată, te-ai programat. E cu emoția frică. E cu emoția frică întărește. Și vină și aoleo, și dacă îi dau, da? Și stați așa că nu e tot. Imediat o să ne pună să ne spionăm între noi. Așa început. Da? Să ne uităm, să dăm telefon. Poți aici la linia MOV, de exemplu, să suni, să spui că vecina umblă fără mască. Pac, și o să apară un băiat care o să o ia pe vecina, da? Și o să-i pună mască, o să-i dea nana. Ok? Și asta o să ni se întâmple acum. Și atenție, noi o să lăsăm să fim programați în direcția asta.
Depinde, fiind... depinde la ce vă uitați. Da? Mihaela, Claudia. Claudia, schimbă mediu, schimbă raportarea la mediu, schimbă raportarea și fii atent, nu-ți suci mâna la spate că fumezi. Fumează, frate. Eu fumez un an și deja mă programez că la anul nu fumez. Hai să vă spun ce an o să am la an și am început să mă programez. Mai mult, am și un adept. Vrea și adeptul meu, da? Da. Anul viitor... Dar o din să când fie... în când vorbim despre asta. Da. Așa facem programarea. Din când în când vorbim. Anul viitor, ascultați-mă, eu, Cristi Lazăr, n-o să fumez, n-o să beau alcool deloc un an de zile. Cei care tocmai v-ați gândit să mă invitați la anul la un grătar, să știți că n-o să beau alcool și n-o să mănânc tot anul proteina animală. Așa m-am gândit eu. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, am început programarea. Bineînțeles, vegetarianii o să ziceți, bravo, Cristi! Nefumătorii o să ziceți, bravo, Cristi! Nebăutorii, vai de cap vostru, o să ziceți, bravo, Cristi! Da? Un an, ce o să mi se întâmple? Un an e suficient, dar fiți atenți. Am început programarea cu un an înainte. Programarea mea. Claudia, începe și tu programarea cu un an înainte. Voi de la anul, nici eu nu o să mai fumez. Uite așa, nu o să mai fumez. Și repetați. Și repetați asta. Când de la an, nu știu, fix de pe întâi, nu știu că dacă pe 6 sau pe 7 sunt invitat la un Sfântul Ion, bă, o las după 7, mă. Gata, e ultimul Sfântul Ion și nu mai fumez, nu mai beau. Uite, așa mă las un an. Se înțelege? Ceva interesant. Foarte bun, foarte bun. Dar să știi că asta deschide un alt subiect. Deschideți subiectul programării. Programării. Uite, de exemplu, Maria Puică spune aici pe... Asta e din ce în ce mai bine, da? Că am fost programată înainte de a pleca în America. Îmi spunea cineva că țigările în America sunt scumpe. Nu vreau să vorbesc despre fumat, ci doar despre mecanisme de a face programare. Și așa m-am speriat că m-am programat de frică să mă las de fumat și am reușit. Ei, de exemplu, o modalitate de a face programarea, da, dar e în cazuri speciale. În cazul tău a funcționat, pentru că în mod întâmplător în fumat se practică asta, este să îți imaginezi lucruri care nu-ți fac bine, adică e o programare pe negativ. Imaginează-ți ceva negativ, ceva dureros, ceva suferind, ceva care nu-ți face bine. Da, e o programare pe negativ. Nu întotdeauna funcționează, dar e un tip de programare care se face la fumat. Știi, când vin oamenii la hipnoză și așa, citești scriitul ăla. Le induce. Păi exact, e și o vorbă românească. Veniți-a rău odată să te saturi. Doar că trebuie să o accepte celălalt. Păi da, celălalt începe să o accepte. Că cum zice Maria, bravo, hai Maria, să te duc la un spital de bolnavi. Corect. De boli de plămâni. Corect, corect. Da? Că știi că e un factor de risc, dar nu ți se întâmplă ție. Dar dacă vezi acolo ce nenorociri sunt, zici, nu, la anul nu, în 2022. Cervant, trebuie să te grăbești. Bem berea în 2021 câtă vrei. Multă. Nu în 2022. 2021 e anul ăsta, da? Okay. La anul este one year, no beer. Bun. Okay? Deci, subiectul reprogramării. Ne-ar interesa să știm, bravo, cum a fost, cum a fost acest subiect, dacă v-a adus valoare, da? Adică dacă simțiți că ați învățat ceva, poate au rămas lucruri cu semnul întrebării sau aveți niște întrebări. Bine, sau aveți alte lucruri de interes. Poate aveți exemple practice, scrieți aici, mă frământă următorul lucru și așa mai departe. Și o să încercăm, dacă a fost de bun augur această modalitate de a vorbi, altfel decât de a face meditații la ora, nu știu, la ora anunțată și toată lumea intră în meditație și pe urmă ieșim din meditație și mai departe, dacă tipul ăsta de întâlnire vi se pare utilă, pur și simplu dați-ne un feedback ca să știm, mai departe. Fie fixăm o grilă cu mai multe subiecte, fie ne concentrăm pe ceea ce ne sugerați, oricum ar fi, este foarte bine. Și nu uitați, orice ființă umană este programabilă, iar programarea este un fenomen foarte subtil. El începe dinainte să ne naștem, dar asta
să spunem așa, o să vorbim mai mult la workshop-ul de reprogramare mentală. Vreau doar să dau un exemplu. Vreau să dau un exemplu din experiența proprie. A venit odată, apropo de programare, că poți să vii din alte vieți cu... O să dau un exemplu frumos, da? Light, superb, un exemplu minunat. Poți să vii din alte vieți cu talente, pentru că la workshop o să vorbim despre bani în contextul în care să ne monetizăm talentele noastre, abilitățile noastre, pentru că în momentul în care ai o anumită, ai un anumit talent cu care ai venit pe pământul ăsta, are sens că el trebuie să-ți producă bani și nu altceva. Sau și de aici ar trebui să vină bani, bunăstarea ta, condiții și așa mai departe. Am avut odată un domn doctor care a venit la consiliere, la o ședință de hipnoză și foarte interesant, era foarte reticent la hipnoză. Apropo, duminică o să vorbim și despre meditație și despre hipnoză și despre autohipnoză, să eliminăm toate prostiile astea care circulă pe net vis-a-vis de faptul că sunt periculoase sau, mă rog, tot ce se vorbește aiurea despre ele. E, și domnul doctor nu era foarte încântat de hipnoză, fusese mai degrabă târât acolo să vină și colat peste pupăză, mă și gândeam ce anume științific să-i spun ca să mă fac prietenă cu el, că da, adică ideal este să ai clientul de partea ta, nu să fii în opoziție cu el, că atunci și toată lumea pierde timpul. Da, relația. Armonie, să fie armonie. Exact. Și, și în plus aveam... 80% din reușita sau din rezultatul unei colaborări este nivelul de armonie. 80%. Exact. Intră și hipnoza, intră și alte tratamente și terapii. Absolut. Eu aș spune chiar mai sus de 80%. E armonia dintre profesor și elev, dintre părinte și copil, dintre maestru și învățăcel, dintre armonia sau nivelul de armonie. Sau cum să zic, nivelul. Da, relația. Nivelul relației. Da, raportul contează foarte mult, exact, peste 80%. Mulțumesc. E, și mai mult de atât, aveam pe masă manualul, așa a fost să fie, manualul de regresii în vieți anterioare, pe care i-au căzut ochii. Când am văzut că vede, după ce că nu era de acord cu hipnoza, mai vede și manualul cu regresii în vieți anterioare, zic, gata, l-am pierdut, n-am ce să mai fac, pentru că dacă el nu crede în hipnoză, el medic fiind, presupunând că la școală se învață totuși sau există studii pe tema asta, așa, dacă vede și regresii în vieți anterioare, chiar că s-a terminat orice relație. Și foarte interesant este că domnul doctor a zis, în asta eu cred, adică în regresie eu cred. Păi știi de ce? De ce? Hai să pentru că altă viață nu era doctor. Ba nu. Pentru că a zis așa, întotdeauna m-am întrebat, deci avea, nu știu, 30 de ani, ceva de genul ăsta, puțin peste 30 de ani, și a zis așa, întotdeauna m-am întrebat cum colegii mei, cu mult mai multă experiență, peste 50-60 de ani, cu rezultate în toată lumea, niște somități, au acumulat în timp o astfel de experiență și eu în câțiva ani de când stau în preajma lor am făcut niște salturi cuantice și știu mai multe decât ei și mă pricep mai bine decât ei și nu mă laud, așa este. Zice, am stat și m-am gândit, mă, fizic n-are de unde să, n-am de unde să acumulez atâta. Trebuie că am avut-o dintr-o viață anterioară. Și într-adevăr, Mozart, gândiți-vă la Mozart, care este o minune, care la o vârstă incredibilă, la câțiva anișori, nu a avut timpul necesar să asimileze, nici nu știa să citească, nici nu știa să scrie. Deci este absolut imposibil fizic, după legile recunoscute ale fizicii și ale naturii, ca un copil de 3 ani să compună, să cânte, să fie un virtuoz. Nu are cum să... Deci o astfel de explicație nu este logică, o astfel de excepție trebuie explicată cumva. Și una dintre explicații, de exemplu, este că venim cu talentele noastre, mai ales când ai un talent foarte... evident, așa, care se exprimă de la vârste incredibile, venim din altă, din viitor nu putem să venim, dar poate venim din trecut. Și e foarte interesant că la workshop-ul de pe 30-31 o să avem o sesiune de regresie într-o viață anterioară, nu doar în copilărie, în care o să ne căutăm niște talente, niște resurse pe care să le aducem în această viață. Și partea aceea de workshop este
absolut splendidă, este minunată. Superbă și este doar o meditație ghidată, vă rog să nu vă speriați de cuvântul ăsta al regresilor. A fost o... Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea cu domnul doctor și... Cu mine. nu, cu el. Și mi-a... Încă o dată mi s-a confirmat faptul că aparențele înșală. Pur și simplu tu doar trebuie să-ți faci treaba bine. Ok. Nu. Și cum se spune la orice emisiune, ar mai fi multe de zis, așa, dar lăsăm și pe altă dată, da? Și la anul când venim, sănătoși să vă găsim, da? Nu, poate nu venim totuși la anul, poate ne spun că au fost de folos. Exact. Eu parafrazez și spun, și data viitoare când venim, fericiți să vă găsim. Da. Pentru că dacă sunteți fericiți, da, o să fiți și sănătoși. Și fericirea are ca fundament recunoștința, da? Așa că trebuie de fapt ca să învățăm să fim fericiți, în egală măsură să învățăm să fim recunoscători. Și asta este, se programează, dacă vrei, da? Și workshop-ul de bună stare, de manifestă bună stare, da? Să știți că duce în ideea asta de recunoștință, pentru că ne vom trece talentele, vom învăța. De exemplu, vom face un exercițiu, e foarte frumos, da? Cu foaia și cu hârtia în mână, în care veți fi stimulați practic să conștientizați, da? Multe lucruri pe care le aveți ca talent, ca și abilitate, ca și... Ca și ia stai, pentru că eu știu să fac chestia asta. Asta e un talent, da? Al meu. Da? Și asta aduce recunoștință, iar recunoștința este, dacă vreți, fundamentul sau baza sau este seva iubirii a creației. Da? Este recunoștința. Cum spui tu, e sămânța iubirii. Este sămânța iubirii, dar vreau să spun că te duce spre fericire. Pentru că fiind recunoscător, ești recunoscător, ești fericit. Ești mulțumit. Nu înseamnă că nu vrei mai mult. Nu înseamnă că nu-ți pui noi obiective. Nu înseamnă că nu vrei să te schimbi sau să ajuți pe cineva să schimbe. Nu înseamnă că dacă vezi un lucru neplăcut sau trist să nu fii, nu știu, să nu te implici, să spui, băi, asta nu e bun. Dar ești fericit. Tu știi că eu abia acum am înțeles fraza asta ta, dar o să fac o emisiune din asta. Okay. Da? De-aia sunt foarte atentă la tot ce zice Cristi. Păi nu mi-a mai dat ocazia să vorbesc. Acum e o ocazie bună pentru mine. Îmi place emisiunea asta, indiferent dacă v-a plăcut sau nu. Asta e un pont. Pe mine m-a ajutat pentru că mi-e place să vorbesc liber. Când îmi vine un subiect să vorbesc. Tu știi că eu acum am înțeles de ce zici tu? Da, e o înțelegere profundă. Nu că nu mă duce capul să înțeleg. Da, cum zici tu? Zici. Să fiți fericiți. Ofisă. Exact. Să fiți fericiți ca să facem împreună lumea mai bună. De ce asta cu fericirea, frate? De ce? De ce cu fericire? Ce nu, dar o să-ți spun la workshop. Ok, bine, spune la workshop. O să edific această frază a ta în workshop, pentru că mi-a picat viza. Ok, asta e fundamentul. Vreți să schimbăm lumea? Vreți să fie instant lumea mai bună? Fiți fericiți. Da? Pentru că doar așa facem lumea. Un loc mai bun pentru viață. A fost primul interviu! Iar mulțumim! Data viitoare va fi primul interviu următor. Nu știm cum a următor. Fost. Nu știm cum a fost. Impresiile voastre. Da? Noi mulțumim ne-am frumos. Bine. Uite, a venit și Lucica. Te pupăm. Da. Să rămână. Ok, mulțumim frumos. Aici încheiem. A fost minunat cu voi. Ne bucurăm așa de mult că n-ați zis nimic și ați stat cu minți. Nu va fi la workshop așa. Acolo vom avea microfoane, vom avea camere deschise, vom putea să comunicăm. Ok. Este să gătesc. Bravo, bravo, bravo. Vă mulțumim frumos. Dați și voi acolo un like, o inimioară, un colăcel, un zâmbet, ceva. Puneți deoparte 1.000 de lei. Îi primim. Imediat o să facem asociația și o să puteți să donați. Oricând, da? Să știți că mai venim cu surprize. Mai avem multe surprize, da? Vă pupăm. Mulțumim frumos. Și să fim fericiți. Și să fim fericiți ca să facem lumea un loc mai bun pentru viață. Da? Mulțumim. Din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine. Mulțumim. Eu cred că tu trebuie să închizi acolo sus. Da. Și eu o să închid aici jos. Hai. 2. Stai.
2, 3 și... Așa,